până acum, pentru anul agricol 2020-2021, cu toate că seceta persistă, dar aceste ploi plus temperaturile favorabile din toamna asta, nu au fost temperaturi scăzute și toate astea, toate culturile semănate arată foarte bine în momentul acesta. Acum să vedem cum o să fie iarna. Văd că e blândă, dar ne temem de niște geluri în februarie și să fie fără zăpadă și atunci culturile ar putea fi afectate. Chiar și cu zăpadă, pentru că sunt suprafețe de grâu care sunt dezvoltate puternic și sub zăpadă se poate instala mucegaie de zăpadă. Dar putem fi optimiști dacă privim câmpul acum, la momentul ăsta. Pe viitor trebuie gândite fonduri pentru a stimula să facă acumulări de suprafață, să irige pe suprafețe mai mici, 100-200, unde se poate face un iaz sau pe captări din râurile mai apropiate sau pe gări din subteran, dar și acolo, până la 50 de hectare, dar oricum, toate astea la un loc vor ajuta, pentru că deocamdată nu există bani pentru așa ceva, programe prevăzute.